Bună seara tuturor! Suntem la prima sesiune de întrebări și răspunsuri pe care o organizez în acest format. Am ales această formă de comunicare pentru că mi se pare cea mai bună, cea mai directă și cea mai transparentă formă de comunicare pe care o pot avea cu locuitorii orașului Balș. Știu că de fiecare dată urmăriți postările pe care le am pe Facebook, urmăriți emisiunile pe care le am sau conferințele de presă. Ne întâlnim la audiențe sau ne întâlnim în oraș, dar de fiecare dată am considerat că această formă de comunicare este insuficientă și am ales această transmisiune pentru a putea discuta cu dumneavoastră problemele reale ale orașului. Așa cum v-am spus în postarea pe care am avut-o inițial, la toate comentariile pe care le veți face pe parcursul acestei transmisiuni, nu voi putea răspunde pentru că capacitatea tehnică nu permite să răspund în direct la întrebări, dar voi răspunde la ele ulterior. Această transmisiune este structurată pe trei etape. În prima fază vreau să discut despre două probleme stringente ale orașului, care au fost dezbătute în mod real în ultima perioadă. Lucrările de canalizare care se efectuează la nivelul orașului și care creează un real disconfort pentru locuitorii noștri, precum și creșterea prețului la alimentarea cu apă, la metru cub de apă. O a doua parte se referă la răspunsul la întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați transmis. Sunt 12 întrebări pe care dumneavoastră mi le-ați transmis pe Messenger, pe comentarii sau pe mail-ul primăriei. Iar o a treia parte, care va fi un pic tehnică, voi lua fiecare stradă din acest oraș și voi detalia ce proiecte au fost implementate și ce proiecte urmează să fie implementate în următoarea perioadă. Repet, este o primă inițiativă de acest gen, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vreau ca ea să devină o tradiție, fie lunar, fie odată la două sau la trei luni. Și aștept din partea dumneavoastră comentarii și întrebări pertinente și vreau să îmi puneți acele întrebări la care aveți nevoie de răspunsuri. Pentru că atunci când m-ați mandatat cu încrederea dumneavoastră, am ales să pornesc pe un drum dificil și am ales să încep cu proiecte de infrastructură majoră care creează disconfort, pentru că așa trebuie reclădit un oraș din temelii. Prin urmare, voi începe această sesiune de comunicare cu unul dintre cele mai dure mesaje pe care probabil le-am primit în ultima perioadă pe Facebook, după care voi detalia. Și un mesaj dur pe bună dreptate. Doamna Marinela Ivănescu îmi scrie duminică seara, fac o paranteză, sunt foarte, foarte atent la fiecare mesaj pe care îl primesc pe Facebook. De multe ori mi s-a spus că nu e bine să dai curs sau să răspunzi la întrebările de pe Facebook, pentru că atunci deschizi o cutie a Pandorei și fiecare te va întreba orice fel de problemă. Pentru asta m-ați ales, să răspund la orice fel de întrebare, oricât de disconfort ar crea ea. Urmăresc foarte activ rețelele de socializare și conturile reale și conturile false. Unele mă amuză, altele îmi creează o stare de indispoziție pentru că văd anumite postări de la credință, dar voi răspunde acolo unde voi considera pertinent la orice fel de întrebare. Repet, doamna Marinela Ivănescu îmi scrie: domnule primar Rotea, dumneavoastră a circulat în ultimele luni pe drumurile din Vârtina, că vă lăudați că ați început lucrurile pentru canalizare, dar de gropile și canalele care au rămas nu spuneți nimic. Cum este posibil să lași un drum cu atâtea gropi și șanțuri și să nu te intereseze de lucrările făcute? Știți ce ați merita? Făcute niște filmulețe și trimise la televiziuni să vadă o țară întreagă în ce condiții se circulă. Eu personal nu am mașină, dar dacă aș avea mi s-ar strica și aș da primăria în judecată pentru reparații. Sper ca oamenii deștepți care strică mașinile pe așa drum să ia inițiativa. Cât de greu poate să fie să astupați cu pietri sau nisip și să nivelați drumul. Sper ca la alegerile viitoare bălșenii să fie mai responsabili. Eu sper ca la fiecare rând de alegeri bălșenii să fie responsabili. Doamna Ivănescu, și voi citi și restul întrebărilor, are partea dumneavoastră de dreptate. Și în ceea ce privește lucrările de canalizare, trebuie să fiu foarte tranșant și foarte ferm în a explica ce se întâmplă acolo. Sunt lucrări care ar fi trebuit făcute acum 10 ani de zile. Un primar populist ar spune că nu e treaba lui pentru că sunt lucruri pe care le efectuează compania de apă. Departe de mine acest gând. Compania de apă le efectuează, dar eu am insistat
extraordinar de mult ca ele să înceapă cât mai repede și vom avea lucrări de canalizare în toate zonele orașului în care nu avem canalizare. Pentru că una dintre principalele probleme ale orașului atunci când am câștigat alegerile era reprezentată de rețeaua de canalizare. Fac o mică paranteză, suntem în live, suntem în direct. Aș vrea să mă întreb echipa tehnică, pentru că îmi zice cineva chiar acum, că pe pagina mea nu se vede. Pe pagina mea se vede? Ok, deci e în regulă. Lucrările de canalizare trebuiau făcute acum 10 ani de zile, așa cum spuneam. Ele au creat un disconfort major, pentru că o lucrare de canalizare nu reprezintă o lucrare foarte curată. Am fost în aproape fiecare zi pe șantier. Sunt în contact direct cu firmele care lucrează și știu disconfortul care s-a creat. De fiecare dată, adevărul este undeva la mijloc. Sunt, cred, cel puțin 30 sau 40 de sesizări pe care le-am primit din oamenii, de la oamenii din Vârtina, pentru că despre zona aceasta vorbim. Știu că a fost accesul îngreunat în curți, știu că s-au rupt copaci de la porți, știu că s-a rupt gardul, știu că s-a murdărit gardul. Fiecare lucrare de canalizare presupune readucerea la starea inițială a terenului. Și readucerea la starea inițială a terenului va fi făcută. Numai că sunt niște condiții naturale care trebuie să îndeplinite. După 3 sau 4 luni de zile de la momentul în care s-a introdus conducta, țeava de canalizare, pământul trebuie să se taseze natural și de-abia după aceea se readuce la starea inițială. După ce asfaltul, betonul sau ce formă de carosabil a fost, va fi readus la starea inițială și când aceste lucrări vor fi terminate, dar doar când ele vor fi terminate, am luat în calcul foarte serios și vom implementa acest lucru, vom găsi fondurile necesare pentru a veni cu un covor asfaltic peste absolut întreagă suprafață. Balast pe traversări sau pe zonele respective am completat de fiecare dată din partea primăriei atunci când constructorul consideră că nu și-a făcut treaba. Am avut avertizări din partea dumneavoastră în ceea ce privește semnalizarea lucrărilor și de fiecare dată când a fost ceva deficitar am trimis angajații primăriei pentru a semnaliza aceste lucrări. Situațiile nefericite în care v-ați rupt mașinile, în care v-ați produs o avarie la mașină, se pot deconta. Am avut 3 solicitări din partea persoanelor care au avut avarii la mașină și ele au fost decontate în forme legale din partea primăriei. Deci vă încurajez pe toți să-mi transmiteți și cu nervi și cu bucurii, pentru că până la urmă atunci când o să aveți o baie în casă, în condiții de căldură și un asfalt la poartă, o să uităm acest disconfort, dar vă încurajez să-mi trimiteți orice fel de nemulțumire pe care o aveți. Pentru că pârghia pe care o am și nu voi ezita să o aplic, în cazul în care constructorul nu își va face treaba, chiar dacă nu este lucrarea primăriei, este sistarea autorizației de construire. Și putem să ajungem și acolo în cazul în care disconfortul dumneavoastră depășește un anumit nivel. Dar, repet, adevărul este undeva la mijloc. Disconfortul dumneavoastră este undeva la jumătate și trebuie să înțelegeți și partea de vedere, punctul de vedere al unor lucrări extrem de grele, unde se sapă la 3 metri, la 6 metri, dar care atunci când vor fi finalizate, vor crea un confort maxim pentru dumneavoastră. Dacă aveți orice fel de problemă, o mașină stricată, un gard rupt, un podeț rupt, vă rog să mi le semnalizați pentru că ele se vor repara nu pe cheltuiala dumneavoastră, ci pe cheltuiala primăriei sau constructorului. Astăzi lucrăm pe canalizare pe strada Tudor Vladimirescu în Vârtina și pe străzile de la piață, pe Mihail Drumeș și vom mai avea pe Mărășești și vom începe pe Popa Șapcă și pe Corbea Română. Voi detalia ulterior în partea de prezentare tehnică. Toate aceste lucrări vor presupune neajunsuri pentru dumneavoastră, dar ele trebuie făcute, pentru că, pe de o parte, canalizarea este ceea ce v-ați dorit, după care, în momentul în care vom asfalta și vom introduce toate rețelele, puteți spune că aveți confortul pe care eu vi l-am promis în 2020. Închei această temă foarte, foarte dureroasă pentru cetățenii de pe strada Cireșului, de pe strada Trandafirilor, de pe strada Crizantemelor și mai ales pentru cetățenii de pe strada Tudor Vladimirescu, spunându-vă că sunt în contact direct cu constructorul în fiecare zi, sunt pe șantier aproape în fiecare zi și toate aceste neajunsuri sau acolo unde sunt lucrări de o calitate îndoielnică vor fi remediate. Același lucru, în afară de doamna pe care a venit-o, mi l-a semnalat și domnul Mădălin Marin Trușcă, căruia presupun că i-am răspuns acum, doamna Sorina Anghelescu, care mi-a spus că, pe bună dreptate, nu de alta, dar trebuie să simțim și noi cumva
că sunt folosiți banii pe care îi plătim în plus anul acesta pentru impozite. Anul acesta pentru impozite și anul viitor și mult timp de acum încolo nu se plătesc bani în plus, doar au fost actualizate taxele și impozitele cu rata inflației, așa cum se face în fiecare localitate din acest oraș. De asemenea, domnul OMBB îmi spune că ar trebui pus mai mult nisip sau mai mult balast. Repet, atunci când considerați necesar, anunțați-mă dacă nu constat eu pe teren și vom remedia toate aceste lucrări. O a doua temă, care am văzut că a prezentat un deosebit interes și consider că este deosebit interes, este reprezentată de creșterea prețului la apă. Începând cu 1 ianuarie 2023, compania de apă Olt a majorat prețul la metru cub de apă, vorbind de apă, alimentare cu apă plus canalizare, la aproximativ 15 lei inclusiv TVA. Este o creștere de 2,5 lei cu tot cu TVA. Cum am spus-o și la începutul acestei transmisiuni, un primar populist sau un primar care se ascunde de oameni ar spune că nu e treaba lui prețul la apă. Lucru care este parțial adevărat, pentru că prețul la apă a fost stabilit de către compania de apă Olt pentru toate localitățile din județul Olt, fără ca noi primarii sau consilii locale să avem un vot sau un punct de vedere în ceea ce privește acest lucru. Asta nu înseamnă că fug de această răspundere, pentru că știu foarte clar de ce s-a majorat prețul la apă. Și în proporție de 90% el s-a majorat pentru că au crescut foarte mult cheltuielile cu energia electrică și cu gazele naturale. Aș putea spune că o creștere de 2 lei pe metru cub la un consum mediu, raportat pe bal și pe fiecare locuință, de 10 metri cubi, reprezintă aproximativ 20 de lei pe lună pe locuință. Cred că o jumătate din prețul unui pachet de țigări. Dar nu vreau să duc discuția în derizoriu, pentru că și acești 20 de lei înseamnă foarte mult pentru mulți dintre dumneavoastră. Trebuie să înțelegeți că acești 20 de lei sunt generați, 20 de lei la 10 metri cubi, un consum mediu, sunt generați de creșterea curentului și a gazelor. Așa cum au crescut utilitățile, așa cum au crescut alimentele, așa cum inflația la finalul anului a fost de circa 15%, putem să o considerăm doar o actualizare a inflației. Prețul astăzi al companiei de apă Olt, raportat la cele 41 de județe ale României, este pe locul 12 pe țară. Nu ne interesează de ceilalți, nu ne interesează de celelalte județe, ne interesează ce plătim noi. Dar trebuie să înțelegeți că, pentru că am văzut de foarte multe ori comentarii genul plătim atâția lei pe metru cub de apă și apa nu e bună de băut. Apa nu e bună de băut. Asta o știm de 20 de ani de zile. Am spus-o și în 2016, am spus-o și în 2020 și o spun și acum. Dar anul acesta, compania de apă Olt, iar eu nu mă erigez în apărătorul companiei de apă Olt, pentru că eu am sediu secundar de la Balci, de multe ori am avut discuții în contradictoriu și îi pun să-și facă treaba, eu nu am pârghii, doar o colaborare informală. Anul acesta, compania de apă Olt investește sau are lucrări de 800 de miliarde de lei vechi în Balci. Și în afară de extinderile de rețea de apă și de canalizare pe care le facem și pe care le vedeți, ei mai fac următoarele lucruri. Reabilitare foraje, reabilitare stații de tratare, reabilitare stații de pompare, reabilitare rezervoare, reabilitare conductă de aducțiune, plus reabilitarea stației de epurare. Când aceste lucrări se vor termina, cred eu, anul viitor, vom avea și apă bună de băut. Deci, trebuie să înțelegem fiecare că orice creștere de preț, oricât de mică, de mare ar fi, care pe mulți dintre dumneavoastră îi doare, ea se regăsește de foarte multe ori în investițiile pe care compania de apă le face. Repet, compania de apă investește astăzi, când vorbim, 800 de miliarde de lei în Balj, tocmai pentru ca apa de la robinet să devină bună de băut. Acestea au fost cele două teme pe care le-am considerat importante și pe care le-am văzut cumva recurente la nivelul Facebook-ului și am considerat că e normal să răspund acestor întrebări. Partea a doua acestei transmisiuni se referă la întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați transmis. Fie pe Messenger, fie pe mail, fie ca și comentarii la postările mele. Am răspuns la ceea ce privește partea de canalizare. Domnul Dinu Marius Bogdan, domnul Florin Miu, domnul Văduva Cristi și doamna domnișoara Trașcă Ionela
M-au întrebat ce se întâmplă cu anveloparea blocurilor. Domnul Dinu Marius Bogdan, punctual, este locatar al blocului 6, scara 2, și m-a întrebat de o problemă gravă, faptul că se infiltrează apă pe șarpantă. Legat de anveloparea blocurilor, am depus un proiect pe fonduri europene în ceea ce privește blocurile 6, 7, 8 și 9. Este primul proiect pe care l-am depus. El este în evaluare, așteptăm răspuns la el. Eu sper să fie aprobat cât mai repede, într-o lună, două, ca să putem începe lucrările. Pentru restul blocurilor, așteptăm să apară pe programul operațional regional ghidul pentru a depune. Eu cred că va apărea în primăvara acestui an. Așa cum v-am spus, lucrările de anvelopare ale blocurilor sunt cele mai costisitoare și le pot fi făcute doar pe fonduri europene. Chiar și studiile de fezabilitate pentru aceste lucrări sunt foarte costisitoare. Dacă luăm în calcul că orașul Balș are 247 de scări de bloc, din care au fost anvelopate 3, așa cum au fost anvelopate, vorbim de cele 3 turnuri, doar studiile de fezabilitate ar costa peste 1 milion de euro. Așteptăm răspunsul pe programul pe fonduri europene pentru aceste prime scări de bloc, cele care sunt în spatele primăriei. Am transmis comunicări către asociațiile de proprietari pentru a face deja un necesar și a stabili scările de bloc care își doresc, pentru că, așa cum știți, este nevoie de acordul fiecărui locatar, fiecărui proprietar pentru a se anvelopa scara de bloc. Și în primăvară, după ce va apărea ghidul, vom demara studiile de fezabilitate pentru a lansa aceste lucrări care sunt foarte importante și absolut necesare pentru orașul nostru. Din promisiunile pe care vi le-am făcut în 2020, în acea broșură pe care eu o țin pe birou și pe care și dumneavoastră presupun că o aveți acasă, anveloparea termică a blocurilor sau începerea anvelopării termice este cea mai costisitoare și mai grea problemă de rezolvat, dar ea va fi începută și rezolvată în următorii ani. Doamna Nițu Monica m-a întrebat cum s-a ajuns la un preț atât de mare la apă. Cred că am răspuns mai devreme. Domnul Ion Negrilă m-a întrebat, trotuare strada 1 decembrie, se poate? Se poate. Avem contractul semnat, avem fondurile alocate, așteptăm doar reabilitarea rețelei de canalizare prima dată, pentru că trebuie înlocuită rețeaua de canalizare care este foarte veche. După ce rețeaua de canalizare va fi schimbată, vom ajunge și la schimbarea trotuarelor, borduri mari, borduri mici, pavele și spații vers. Alina Costi mă întreabă când încep să dea în folosință ANL-urile. Avem 20 de apartamente care au fost finalizate acum un an de zile. Trebuie să înțelegeți că aceste apartamente nu au fost date în folosință pentru că la momentul în care au început lucrările nu s-a făcut în paralel partea birocratică. Suntem aproape de finalizarea procedurilor. Am aprobat regulamentul de alocare a ANL-urilor ieri în ședința de Consiliu Local față de criteriile care erau până acum. Am adăugat un criteriu, până acum criteriul se propunea ca titularul apartamentului să aibă locul de muncă în Balș. Am extins această chestiune, să aibă locul de muncă în Balș sau la maxim 30 de kilometri de Balș pentru a acoperi și Craiova și Slatina, pentru că sunt foarte mulți locuitori ai orașului Balș care au locul de muncă în Craiova sau în Slatina sau în zonele aferente și care nu au nicio vină, pentru că până acum sau până în prezent sau chiar și în prezent, orașul Balș nu le-a oferit posibilitatea să le ofere, nu le-a oferit posibilitatea să aibă un loc de muncă. Suntem la cadastrarea blocului, am făcut carte funciară, acum trebuie făcută carte funciară pentru fiecare apartament, după care, într-o procedură foarte transparentă, în maxim o lună de zile, vom trece la alocarea celor 20 de apartamente ANL. Doamna domnișoara Luna Nicoleta mă întreabă când vor fi date în folosință noi locuințe sociale. Așa cum știți, în prezent, locuințele sociale pe care le avem sunt cele din blocul T7, care au fost alocate acum 3 ani de zile, unde nu este niciun apartament liber, și locuințele sociale din blocul Temerari și din blocul G6, care, din punctul meu de vedere și al locatarilor de acolo, chiar și azi dimineață, azi după amiază am vorbit cu cineva de acolo, sunt locuințe care nu se prezintă la cele mai bune standarde. Lucrăm în prezent la un bloc cu 48 de apartamente. Eu sper să fie finalizat cel târziu anul viitor. Până în momentul de față vom face o nouă evaluare și vom actualiza toate contractele de închiriere pe locuințe sociale, iar dacă sunt apartamente libere, vom face și alocările acestor apartamente libere. Domnul Dinu Daniel mă întreabă când vom asfalta strada Popa Șapcă. Strada Popa Șapcă, pe partea unde s-a băgat alimentarea cu apă, va fi asfaltată, se va începe asfaltarea în luna martie, în condițiile climaterice o vor permite.
De la numărul 90 sau cam cu 800 de metri înainte de podul la Mâinești vom începe și lucrările de canalizare, pentru că e o rețea de canalizare nefuncțională, deci va fi spartă și pe partea dreaptă. Dar de fiecare dată, după ce vor fi finalizate lucrările, vom aduce la starea inițială. De asemenea, domnul Dinu Daniel mă întreabă ce facem cu gunoaiele de pe malul Oltețului. Chiar astăzi am dispus ca ele să fie preluate de către Salubris. Salubrisul își face treaba, din punctul meu de vedere, destul de bine. De fiecare dată când avem o sesizare, remediem această problemă și pentru a-i descuraja pe cei care aruncă gunoaie, vom implementa și un sistem de camere video despre care o să vă vorbesc ulterior. Domnul Nicolae Ștefan Laurențiu mă întreabă când o să avem gaze și canal în Corbeni. Canalizarea va începe maxim o lună de zile. Asta e o promisiune pe care am făcut-o și mă bucur să le spun celor din Corbeni și din România că lucrările de canalizare vor începe maxim o lună de zile. În ceea ce privește gazele, avem proiectul depus pe Anghel Salin, un program guvernamental, așteptăm aprobarea, eu aș spera să înceapă lucrările în această toamnă. Și încheie această sesiune de întrebări și răspunsuri, destul de sumară de altfel, pentru că poate nu sunteți obișnuiți încă cu forma aceasta de comunicare, dar sunt convins că la următoarea întâlnire sau chiar acum când discutăm, poate mai puneți întrebări la care vă voi răspunde. Domnul Enache George și doamna Daniela Petrea Dinu mă întreabă când o să avem canalizare, apă și gaze pe drumul care duce spre Voineasa, drumul lui Predescu, așa cum e cunoscut. Gazele o să înceapă într-o săptămână, două. Canalizare și apă, vorbim din toamnă, pentru că practic e vorba de o extindere de rețea, dar am așteptat să terminăm lucrările majore pentru de canalizare și de apă pentru a începe aceste mici extinderi. Dar în ceea ce privește alimentarea cu gaze, ea se va face pe strada Nicolae Titulescu și pe drumul Predescu și pe drumul principal până în giratoriu cu drumul expres. Cam acestea au fost întrebările pe care le-am primit de la dumneavoastră. Eu mi-aș dori să fie mult mai multe întrebări și mi-aș dori să fie mult mai multe probleme la care să vă răspund. Repet, lucrările de canalizare generează un disconfort major. Vă rog să-mi comunicați orice fel de problemă. Vom despăgubi pe oricine are de suferit, dar vă asigur că atunci când ele se vor termina, veți avea confortul unei băi, veți avea avantajul faptului că nu o să mai plătiți o vidanjare de 300-400 de lei pe lună pentru a vă goli fosele septice, cei care ați avut posibilitatea să vă faceți, și veți avea asfalt așa cum trebuie la poartă. Prețul la apă este 15 lei pe metru cub. Nu cred că va mai avea vreo majorare în următoarea perioadă, și când zic următoarea perioadă mă refer la următorii 2 ani. Este generat, nu este din cauza primăriei Balș, dar nu mă dezic pentru că eu n-am venit aici să fac populisme. Este generat de creșterea prețului la curent și se regăsește într-o mare parte în investițiile majore pe care compania de apă le face pentru ca toți locuitorii orașului Balș să beneficiem de o rețea de apă și canalizare ca într-un oraș civilizat. Trec la ultima parte a acestei comunicări, la o prezentare un pic tehnică, în care voi spune ce urmează să facem pe fiecare cartier și pe fiecare stradă din Balș. Și o să încep cu zona Corben-Română. Am finalizat până acum extinderea rețelei de gaze pe strada Mihai Viteazu până la servisul de la intrare în Corbeni. Diferența pentru extinderea rețelei de gaze este depusă pe un proiect guvernamental pe Anghel Salini. Așteptăm aprobare. Eu sper ca lucrările să înceapă în această toamnă. Lucrările pentru rețeaua de canalizare vor începe pe maxim 1 martie, eu zic chiar în luna februarie, o rețea de canalizare funcțională pentru întreaga zonă Corbeni-Română. De asemenea, avem studiu de fezabilitate finalizat pentru construcția unei grădinițe sau școli noi, cu două săli de clasă, pentru copiii din Corbeni și din România. Am avut un proiect pe fonduri europene acolo, care s-a reziliat pentru că nu am considerat niciodată util să învelopez o școală care este total improprie și care poate cădea. Prin urmare, am considerat că este absolut necesar să construim o școală nouă acolo. Vom depune această școală pe fonduri europene sau vom face din venituri proprii, pentru că valoarea nu este foarte mare. Până în 2024 acest obiectiv va fi finalizat. Și am putea spune că pentru cartierul Corben-Română, dacă se rezolvă și probleme de presiune la apă pe care oamenii de acolo mi le-au spus când am discutat față în față și care vor fi rezolvate, vom avea anul viitor apă, canal și gaze și o școală așa cum trebuie. Cartierul Vârtina.
Când spun de cartier Vârtina, mă refer la străzile Tudor Vladimirescu, zambirelor Răsăritului Chilie, Anton Pan, 1 Mai, Turda și Crizantemelor, care este cumva la limită. Am finalizat toate extinderile de lucrări de gaze. Am finalizat toate lucrările de alimentare cu apă, inclusiv pe strada Răsăritului și Anton Pan. Extindem rețeaua de canalizare în două etape. Faza 1 se referă la Crizantemelor și Tudor Vladimirescu, mai puțin ultimii 400 de metri spre Baldovinești. Dar acești 400 de metri spre Baldovinești și toate străzile adiacente sunt prinse în proiectul de pe Anghel Salini cu Corben și Română. Deci există finanțare. După ce va fi finalizată strada principală, vom face și extinderile pe laterale și până la limită cu Baldovinești. Vom reabilita integral rețeaua de apă și asta va presupune un disconfort pentru locuitorii din Vârtina, pentru că după ce se va finaliza lucrarea de canalizare și vom aduce la starea inițială asfaltul pe partea stângă, pe partea dreaptă, nu neapărat pe carosabil, pe partea laterală, vom înlocui toată conducta de apă și asta va presupune noi lucrări. Și va fi, repet, un disconfort, pentru că cred că am zis disconfort de cel puțin 20 de ori. Știu că e dureros și știu că e foarte dificil să-ți trimiți copiii la școală sau la grădiniță dimineața prin nămol, dar aceste lucruri se vor termina cât se poate de repede, pentru că lucrări curate de construcție atunci când vorbim de apă și canalizare nu există. Dar la final o să aveți apă, canal și asfalt așa cum trebuie, pentru că iau un calcul și este absolut obligatoriu și voi găsi fondurile, pentru că la final, după ce se aduce la starea inițială de către constructorii actuali care sunt obligați să aducă la starea inițială, să mai venim cu un covor asfaltic care să niveleze absolut tot încât să nu fie dâmburi sau să nu fie cârpeli. De asemenea, am aprobat ieri în buget sistematizarea școlii din Vârtina, adică amenajarea curții, împrejmuirea ei, iluminat și o reabilitare a ei pe care urmează să o facem. Cred că reabilitarea școlii se poate face anul viitor. Făcând o recapitulare, avem apă finalizată, avem gaze finalizate în Vârtina, vom reabilita o parte din rețeaua de apă și vom finaliza rețeaua de canalizare. Pentru cartierul Oraș Vechi, așa cum îi zic eu, și anume străzile Cuzavodă, Macului, Nicolae Titulescu, Cireșului, Gheorghe Vasilescu, Libertății, Lalelelor, Trandafirilor și Plopului. Pe Cuzavodă am finalizat alimentarea cu apă și gaze, urmează rețeaua de canalizare. Pentru Gheorghe Vasilescu urmează să începem rețeaua de canalizare exact din intersecția de la Leibu, pentru că este coroborată cu proiectul Corben Română. Deci, strada Gheorghe Vasilescu, pentru că știu că au fost întrebări pe care le-am primit pe Facebook, este inclusă în acest proiect și va fi introdusă rețeaua de canalizare pe toată zona până la joncțiunea cu strada Mihai Viteazu. Pe strada Macului am finalizat alimentarea cu apă și am început lucrările de gaze. Știu situația legată de inundațiile din zonă, știu situația legată de faptul că pluviala nu este suficientă și vom rezolva această chestiune prin lucrări independente pe care le vom face pe primăria Balș. Pe celelalte străzi pe care le-am enumerat, s-a reabilitat rețeaua de canalizare, urmează reabilitarea rețelei de apă, după care vom face o asfaltare completă. În ceea ce privește strada Nicolae Titulescu, așa cum am spus mai devreme, pe drumul lui Predescu până la giratoriu și până la giratoriu cu drum expres, vom extinde rețeaua de gaze, se așteaptă avizele, iar extinderea de canalizare o vom face în 2024. Pentru cartierul Spineni, lucrările pentru extinderea rețelei de gaze vor începe în maximum 2 săptămâni. S-au luat toate avizele și de la CFR și de la Compet și lucrările pentru extinderea integrală a rețelei de gaze vor începe în maximum 2 săptămâni. De asemenea, vom demara studiul de fezabilitate pentru înființarea rețelei de apă și de canalizare, lucrări pe care le vom depune fie pe PNRR, fie pe Administrația Fondului de Mediu. Astfel încât cartierul Spineni, care a fost văduvit de investiții permanent până acum, inclusiv în ultimii 2 ani ai mei de mandat, să aibă toată această infrastructură de care are nevoie, apă, canal și gaze. Pentru cartierul de case din zona Pieței, adică străzile Popa Șapcă, Mărășești, Bujorului, Cometa, Măceșului, Ciocârliei, Viilor, Mâinești, Stejarului, Mihail Drume și Bradului. La piață a fost reabilitată hala de lactate și zona produselor industriale, vom mai face mici reparații acolo. În Mâinești am finalizat apa, cred că astăzi s-au finalizat și lucrările de gaze. Pe strada Stejarului s-a finalizat apa, dar iar urmează să fie branșată la rețeaua principală și se lucrează la rețeaua de gaze. Pe Popa Șapcă am finalizat alimentarea cu apă, vom asfalta,
și urmează canalizare exact de acolo de unde nu avem rețea, la circa 800 de metri față de podul de la Mâinești. Pe strada Ciocârliei, Mihail Drumeș și Viilor, am finalizat rețeaua de gaze. Pe toate aceste străzi, unde nu avem canalizare, am început lucrările. Vom face reparații la grădinița din Mâinești, iar la final, așa cum am spus-o de fiecare dată și folosesc acest termen pe care l-am tot spus, și anume disconfort, pentru a elimina tot disconfortul pe care îl creăm prin aceste lucrări foarte dificile, vom moderniza străzile. Strada Petre Pandrea. Am început de ieri lucrările de modernizare a trotuarelor și a bordurilor și a spațiilor verzi. De asemenea, vom face pentru toată zona de dincolo de calea ferată o extindere a rețelei de gaze. Contractul este aprobat, așteptăm avizele de la cei de la drumuri pentru a putea face toate lucrările necesare. Strada 1 decembrie. Avem lucrări de extindere apă și canalizare pe prelungirea 1 decembrie și vom reabilita integral strada cu trotoare, borduri, spații verzi, după ce vom înlocui rețeaua de canalizare în acest an. În ceea ce privește prelungirea 1 decembrie, gazele au fost finalizate. Pe Frații Buzești am reabilitat rețeaua de apă, după ce asfaltul va fi adus la starea inițială, vom moderniza trotoarele în același mod cum facem străzile 1 decembrie și Petre Pandrea. Pe strada Lungi, cu derivatele ei, prelungire și ramificație, am extins și rețeaua de canal și de gaze. Se lucrează chiar acum. Pe strada Sălcâmilor am finalizat extinderea de gaze. Pe strada Ion Creangă reabilităm canalizarea acum și vom moderniza strada după. Pe strada Nufărului vom demara în această primăvară studiul de fezabilitate pentru asfaltare și modernizare. Pe strada Depozitelor vom reabilita rețeaua de canalizare. În ceea ce privește cartierul Teiș, am luat zona de case prima dată, am modernizat integral grădinița, am făcut parțiale extinderi ale rețelei de iluminat public și urmează să facem extinderi parțiale de apă, canal sau gaze pe mici străduțe, așa cum l-am promis oamenilor de acolo de fiecare dată când m-am văzut cu ei. De asemenea, iau un calcul să modernizăm trotuarele și toată zona carosabilului. În ceea ce privește zona de blocuri, și când vorbim de zona de blocuri, vorbim de aproape 5.000 de apartamente. Am împărțit zona de blocuri înainte să trec la această prezentare. Toți cei care stau la blocuri trebuie să înțeleagă că modificările pe care le-au văzut până acum în ceea ce privește cvartalele de blocuri în care stau nu au fost semnificative sau nu s-au văzut prea multe lucruri. Pentru că pe toate zonele, centru, monument și turnuri, urmează să efectuăm lucrări de reabilitare rețelei de canalizare și de apă. Să spargem străzile pentru a face aceste modernizări, pentru că știți bine disconfortul pe care îl aveți, fie în ceea ce privește presiunea la apă, fie în ceea ce privește canalizările. Nu putem să facem cârpeli și nu vreau să fac cârpeli. Când fac un proiect, vreau să fie un proiect integrat care se include tot, de la asfalt, borduri, trotuare, mobilier urban, locuri de joacă, spații verzi. Pentru că dacă aș fi făcut o administrație din punctul meu deficitar, aș fi schimbat în ultimii 2 ani câte un foișor cu 10.000 de euro bucata și aș fi arătat niște mici lucruri. Nu. Un proiect trebuie făcut integrat și vor fi făcute proiecte integrate pentru toate aceste zone. Și în acest sens, așa cum am spus-o și în ședința de Consiliu de ieri, consilierul local care m-a întrebat, am împărțit orașul în 4 zone. Zona Monument, zona centru, care se referă la blocurile de la primărie, de la parc până la P-uri. Zona Monument, Jiu, de la fosta fabrică Termex până la BCR. Și zona Monument Turnuri, de la spital până la blocurile G, până la Colegiul Tehnic. Pentru aceste 3 zone s-au finalizat chiar proiectele tehnice pentru reabilitarea integrală a lor. Mă refer la ceea ce înseamnă spațiile interioare ale blocurilor, asfalt, borduri, trotuare, locuri de joacă, mobilier urban, locuri de parcare, spații verzi. Aceste proiecte cumulează suma de 17 milioane de euro și vor fi depuse pe fonduri europene chiar în primăvara acestui an. Vor fi accesate și vor începe lucrările cât mai repede. Eu mi-aș dori să înceapă în această toamnă, dar doar după ce finalizăm acele lucrări de canalizare. Deci pentru cei care cumva v-ați pierdut răbdarea și așteptați să vedeți schimbarea pe care am promis-o în 2020, vă rog să mă înțelegeți că această schimbare nu poate să înceapă până nu rezolvăm ceea ce e sub pământ prima dată. Până nu lucrăm constructiv și nu lucrăm temeinic și responsabil. Trebuie să rezolvăm toate problemele de infrastructură, să rezolvăm ceea ce e în subsol, ca după aia să venim la suprafață. Pentru că altfel, eu mi-aș bate joc de banii dumneavoastră. Nu poți să faci un spațiu verde sau un asfalt ca să-l spargi la un an de zile, să reabilitezi și după aia să vii să cârpești. Lucru valabil
și pentru strada principală. Pentru strada principală, pentru Nicolae Bălcescu și Nicolae Titulescu, avem un proiect de sistematizare integrală cu spații verzi, trotuare și borduri, înlocuirea tuturor stâlpilor de iluminat și îngroparea tuturor cablurilor. Mă doare sufletul, cum vă doare și pe dumneavoastră, presupun, atunci când vedeți șleaurile care se fac pe spațiile verzi, când parchează divers și urcă peste bordură. Nu pot să rezolv această problemă sau nu pot să fac această cârpeală de pe o lună, peste două luni, pentru că oricum vom reabilita rețeaua de apă și canalizare pe întreg tronsonul Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, după care, după ce vom îngropa toate aceste țevi, vom schimba și aspectul spațiilor verzi de pe stânga și pe dreapta și vom sistematiza strada Nicolae Bălcescu. Plus, la această sistematizare se vor adăuga cel puțin 10 alveole de parcare în dreptul școlilor, pentru ca dumneavoastră să puteți parca mașinile și să nu mai se creeze acea aglomerație atunci când vă lăsați copiii sau vă luați copiii de la școală. Acestea sunt proiectele pe care le-am pentru zona de blocuri și acum mă duc spre zona de utilități publice sau de servicii sociale, celelalte proiecte care urmează a fi implementate. Am mai detaliat în această transmisiune câteva dintre ele, mă voi repeta un pic, dar vreau să vă comunic rapid celelalte proiecte pe care urmează să le facem. Reabilitarea parcului central, 2 milioane de euro, depunem pe fonduri europene în aprilie, asta presupune reabilitarea integrală a parcului și inclusiv o extindere în zona din spatele stadionului spre faleza Oltețului, unde vom face o mică esplanadă. Construire bazin de not. Lucrările trebuie să înceapă, s-a făcut organizarea de șantier, construcția ar trebui să înceapă cât se poate de repede. Construire sală de sport. Bazinul de not va fi în spatele terenului de, stadionului de fotbal. Construire stradă de sport. Lucrările trebuie să înceapă pentru că se mai așteaptă doar avizul de la ISU și dacă tot facem această zonă de reabilitare a parcului central, de construirea unui bazin de not și a unei săli de sport, vă spun serios că iau un calcul în mod activ și cred că va fi implementată înființarea sau susținerea unei echipe de fotbal a orașului începând cu toamna acestui an. Pentru că dintotdeauna Balșu a avut o tradiție fotbalistică și handbalistică și cred că dacă creăm acest pol de interes cu o zonă de parc reabilitat, bazin de not și sală de sport, cred că locuitorii din Balș își doresc să vină să vadă meciurile unei echipe de fotbal, chiar dacă ea pleacă din Liga 4 și vedem până unde o ducem. Lucrările pentru esplanada la Casa Tineretului și parcul de pe lângă primărie și fața primăriei ar trebui să înceapă într-o săptămână, maxim două. Este contractul semnat, avem finanțarea asigurată. Condițiile climaterice în ultimele două luni de zile n-au permis să înceapă lucrările. Centrul multifuncțional care se face în spatele liceului teoretic Petre Pandre este în curs de execuție. Eu cred că în septembrie va fi gata și vom avea după mult timp o sală de spectacole în Balș în care va putea funcționa și un cinematograf care va fi cu acces gratuit. La parcul de la Balta Gării se lucrează în momentul de față. Proiectul la parcului de la Balta Gării presupune înființarea unui parc în zona de pe strada Nufărului, de pe Ciobănești, așa cum o știm cu toții. În acest studiu de fezabilitate, care este moștenit de la precedenta administrație, n-a fost luat în calcul parcul de la Balta Gării de pe Petre Pandrea, pe care îl știm cu toții. Iar pentru acest parc voi aloca o sumă separată care va veni fie din buget propriu în această toamnă, fie din fonduri europene. Parcul de la Gengea și modernizarea trotuarelor până la Petrom sau până la limită cu orașul Balș, pentru că sunt oameni care mi-au scris ce am de gând cu aceste trotuare. Va fi modernizat parcul cel târziu în această toamnă cu o amenajare foarte frumoasă, așa cum am văzut eu, studiul de fezabilitate, inclusiv pentru o zonă în care oamenii să poată să-și amenajeze și să facă grătare. În ceea ce privește zonele de spații verzi, știți bine că au fost reabilitate parcul din fața liceului Petre Pandrea, parcul de vis-a-vis de Lidl, parcul de lângă galeriile comerciale Joi și vom continua cu modernizarea terenurilor de sport și a zonelor verzi din zona turnuri. În ceea ce privește iluminatul public, am înlocuit până acum 970 de lămpi LED și urmează încă 500 de lămpi LED, astfel încât să avem un iluminat integral LED în tot orașul. Acolo unde am avut solicitări de la dumneavoastră, am făcut extinderi parțiale pentru iluminat. Extindem rețeaua de canalizare și la casele care s-au construit în zone de blocuri. Țin minte că personal am avut chiar o polemică cu un cetățean al nostru din orașul Balș care spunea că nu o să mai înceapă niciodată lucrările de canalizare în zona blocului 51,
Uite că lucrările de canalizare pentru casele din zona din spatele blocului 51, dacă nu mă înșel, sunt aproape finalizate, adică cred că recepția se face săptămâna viitoare. Construim o pistă de biciclete, avem contractul semnat pe fonduri europene de circa 2 km între parcul de la Balta Gării de pe Ciobănești și zona de pe Petre Pandrea. Construim 48 de apartamente locuințe sociale, urmează să predăm cele 20 de apartamente pe ANL și mai avem în construcție un al doilea proiect pe ANL de 20 de locuințe și încă 30 de apartamente pentru tineri care vor fi construite pe strada Cireșului, lângă ISU și vom avea acolo, avem deja finanțarea asigurată pentru acest proiect. Vom învelopa primăria, vom învelopa Creșa și pe strada Cireșului, pe partea stângă, unde au fost demolate vechile clădiri, vom construi o creșă nouă. Vom reabilita integral baia de la blocul G6. De asemenea, vom reabilita subsolul de la Temerarii și toate grupurile sanitare, pentru că înțeleg că este o problemă reală acolo. În ceea ce privește anveloparea blocurilor, am discutat acest subiect un pic mai devreme. Principala problemă care mi-a fost ridicată de către dumneavoastră a fost cea a locurilor de muncă. De fiecare dată mi s-a adus la cunoștință că nu sunt locuri de muncă în Balș. S-au creat locuri de muncă prin înființarea unor centre comerciale sau și se vor crea încă 100 de noi locuri de muncă prin înființarea acelui centru de procesare valori care se construiește în spatele policlinicii. Asta înseamnă vreo 200 de locuri de muncă noi. Avem mai multe discuții. Avem mai multe discuții cu producători de componente auto, cu firme care doresc să investească în orașul Balș. Parcul industrial pe care l-am promis acum 2 ani de zile este aproape de finalizare ca și documente și sunt convins că în următoarea perioadă, îmi cenzurez un pic cuvintele pentru că nu vreau să fiu prea optimist, sunt convins că în următoarea perioadă vom avea noutăți în ceea ce privește înființarea de noi locuri de muncă. Suntem între două orașe extrem de importante, între Craiova și Slatina, între două centre industriale foarte importante, avem avantajul drumului expres și sunt convins că investitorii, mai ales pe zona de automotiv, de componente auto, vor veni în următoarea perioadă. Vom implementa un sistem de 104 camere video pentru care avem contractul semnat la nivelul întregului oraș, astfel încât să avem o supraveghere a întregului oraș. De asemenea, în ceea ce privește partea de spital, am reabilitat până în prezent dispensarul TBC, laboratorul, pediatria, cronicii, radiologia, curtea, am făcut un loc de joacă, am împrejmuit, am reabilitat cabina poartă. Mai avem două obiective majore. Centrul de primiri urgențe, la care vom demara licitația în acest an și construcția unui noi spălătorii. Dar ceea ce este cel mai și cel mai important este centrul de primiri urgențe, care va fi dotat cu tomograf, cu aparat de radiologie nou și va asigura ceea ce înseamnă cele mai bune standarde în ceea ce privește primirea unei urgențe față de camera de gardă care este acum. Pe partea de școli și de educație am reabilitat grădința TEI integral. La Colegiul Tehnic s-au finalizat lucrările de reabilitare, o reabilitare exterioară cu care eu n-am fost de acord, dar a fost un proiect moștenit. Am făcut împrejmuire și vom reabilita integral sala de sport. Grădinița 1 este aproape de finalizare. La școala Drumeș, așa cum ne-am promis părinților și copiilor de acolo, chiar la deschiderea anului școlar, vom avea o curte amenajată integral până la începutul noului an școlar. Pentru Colegiul Nicolae Bălcescu vom face un SF pentru a-l reabilita din temelii, un studiu de fezabilitate pentru a depune pe fonduri europene. Liceul Petre Pandrea este aproape finalizat. Grădinița Ion Creangă, începe în 2 săptămâni reabilitarea sediului de pe strada Ion Creangă, iar căminul va fi reabilitat pe fonduri europene. Școala 1, care are mai multe sedii. Pentru grădinița 2 am finalizat lucrările la interior, urmează să-i facem curtea cu locurile de joacă aferente în următoarea perioadă. Vom construi o școală nouă la Româna și vom reabilita la Vârtina și la Mâinești. În ceea ce privește celelalte chestiuni care s-au finalizat până acum, le știți, le-am mai spus, am ființat Clubul Pensionarilor, un nou sediu pentru taxe și impozite, locuri de joacă și stații de autobuz. Cam asta a fost o trecere rapidă în revistă a problemelor actuale ale orașului Balș. A fost o primă sesiune de întrebări și răspunsuri și vă mărturisesc cu mâna pe inimă că în ciuda faptului că am o experiență deosebit de vastă în ceea ce privește emisiuni televizate și reportaje, astăzi am avut cu adevărat o emoție pentru că e prima dată când vorbesc față în față cu dumneavoastră. Îmi pare rău că nu am capacitate tehnică să răspund la ceea ce ați scris, presupun, pentru că eu nu pot să văd acum, nu am Facebook în față.
Îmi pare rău că nu am putut să interacționez mai mult în această comunicare, dar voi răspunde la fiecare mesaj pe care mi l-ați trimis dumneavoastră. Audiențele mele sunt din două în două săptămâni, în fiecare joi, și vă aștept cu orice fel de problemă. Vreau să dau și am dat astăzi o dovadă de deschidere și de transparență și vă spun că mă interesează fiecare mesaj pe care îl primesc de la dumneavoastră, fie pozitiv, fie critic. Le apreciez mai mult pe cele critice pentru că de laude nu duc lipsă, eu vreau să văd exact unde greșești ceea ce ai de făcut. Vă asigur că fiecare oră din activitatea mea pe care o țin la primărie, pe care o desfășor la primărie, fiecare minut pe care îl petrec aici sau în oraș sau pentru a rezolva problemele orașului este pus în slujba dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră m-ați mandatat cu încrederea dumneavoastră covârșitoare și eu vreau să mă asigur că vă satisfac această încredere. M-am născut aici, am crescut aici, am făcut școală aici, am făcut liceu aici, trăiesc aici, părinții mei trăiesc aici și voi face tot ceea ce ține de mine pentru ca tot ceea ce v-am spus astăzi, chestiuni care cred eu că acoperă aproape toate problemele orașului, să se întâmple în următoarea perioadă. Vom repeta acest exercițiu chiar la finalul lunii februarie, când aștept mai multe întrebări din partea dumneavoastră, mai multe sugestii, mai multe comentarii, la care voi răspunde direct, oricât de incomode sau de dificile vor fi ele. Până atunci, ne vedem fie aici, fie pe stradă, fie în cartiere, fie în piață duminica, fie la lucrările de construcții care vor începe și mai mult, pentru că 2023 este cel mai important an din punct de vedere al investițiilor în orașul Balș după perioada Revoluției și în fiecare zi vom construi acest oraș pentru a-l aduce la standardele pe care dumneavoastră, copiii dumneavoastră, părinții dumneavoastră, bunicii noștri le merită. Până la viitoarea revedere în acest cadru, eu vă doresc să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți multă putere de muncă și în aceste vremuri grele și încercate să aveți multă liniște în suflet. Iar în ceea ce mă privește pe mine, primarul dumneavoastră pe care l-ați ales, vă garantez că sunt aici și voi face tot ceea ce ține de mine pentru ca ceea ce vă doriți să se întâmple. O seară bună în continuare!